Salut, Ionuț! Salut, Ionuț! Mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră. Plăcere, plăcere. Să ne prezinți un Subaru, un Subaru Impreza, nu? Da, Impreza. VRX, STI, nu? STI-ul, da. Bun. Pentru cei care nu știu, haideți să le spunem puțin despre mașină. Este practic o mașină de rally făcută pentru stradă, corect? Ceva de genul, da. Că ea de acolo este bine cunoscută mașina asta. Exact. Și din bătaia lor cu Mitsubishi Lancer Evo. Lancer, da. Bun, spune-ne, te rog, cum ai achiziționat mașina și ce te-a determinat să cumperi un Subaru Impreza, că e destul de rare pe la noi. Da, vezi în fiecare zi. Nu știu, până acum am fost cu bavarezele, BMW-uri, da. Și la un moment dat l-am vândut și nu am mai vrut să-mi cumpăr nicio mașină, am vrut doar să stau, pentru că sunt mai mult plecat din țară și n-avea rost. Și da. Am fost la Brașov, prin târgul de mașini, să mă uit așa ca chestia na. Că-s pasionat de mașini, da. Și am văzut mașina, tipul doar ce venise să o vândă, nici n-avea nimic a scris pe ea, că de vânzare, că nimic. Da, în jurul era hotărât, cred că. Da, ceva de genul. Și la un moment dat am văzut că mă uite pe la mașină, mă învârteam pe acolo și zic, e de vânzare? Zice, nu chiar e de vânzare, dar vrei să dau o tură? Zic, da, dai seama, n-am mai încercat niciodată Subaru Impreza și mai ales japoneze. Și am mers cu el puțin în Brașov. În momentul în care a accelerat-o, zic, m-am îndrăgostit din start, zic, gata, asta e a mea. Zic, cât vrei? Păi stai că nu știu sigur dacă o vând, zic, îți dau acum cash cât vrei, spune. Mi-a spus prețul și am și făcut târgul, deci a fost pur și simplu așa instant în aceea zi, la interval de câteva ore. Da, deci n-am testat-o nimic, adică a fost dragul. Oricum genul ăsta de mașini, exact asta am zis, așa o cumperi instant, adică da, da. Ceva de o cumperi cu inima, cum să zici. Exact, și asta a fost acum un an de zile fix. În mașina nu este stoc. Nu este stoc, nu. N-ai cum să fie stoc să se audă așa și să tragă halul ăsta. Câți cai are, poți să le spui acum? A, undeva la 350 de cai. 350 de cai, într-un motor de 2.5, nu? Din 2.5 turbo, da. Ia stoc vine la 200... 280. 280 de cai. 280 de cai, da. Am înțeles. Cum e cu mașina? Că mănânc cu aia de ceva timp, adică... De un an de zile. Ce am înțeles de la tine, te descurci destul de greu cu piesele. Cu piesele, da. Sunt foarte rare de găsit, Și nu sunt... Nu sunt foarte mulți oameni competenți care să se bage, să schimbe. Da, știu, de obicei la japoneze e problema asta, mai întâlnit și la ceilalți proprietari. Au o problemă în achiziționarea piese și își mână de lucru. Da, exact. Cam toți fug de ele. Fug de ele, dar nu se bagă. Dar nu știu de ce. Problema e totul motor. Totul motor, exact. Dar, dacă îți bați puțin capul, poți să găsești prin alte orașe, numai în Constanța. Cel puțin eu îmi fac toate serviciurile, mă duc la București, am găsit pe cineva acolo competent și pot lăsa mașina câteva zile, mă întorc la Constanța și după 3-4 zile mă duc și o iau. Îmi place foarte mult și interiorul ăsta, așa, scaunele, cum ai suportul ăsta lateral. Este exact cum am spus, o mașină de curse, practic. De curse, na. Ambreiajul văd că este modificat. Da, este ambreiaj ceramic. E foarte scurt. Scurt, foarte scurt, da. Și eu când l-am schimbat, și prima săptămână... La cutie este ceva modificat? La cutie nimic, la cutie e stop. Așa sunt ele, treptele scurte? Da, foarte scurte. Na, e prima oară când merg cu Subaru, asta te întreb, nu știu. Da, e mai ciudat, prima oară când conduci, dar te obișnuiești, na, știi? Nu, merge foarte bine. Mașina, stilul japonez, destul de simplă la interior, dar în același timp nu lipsește nimic. Adică cam tot ce ai nevoie găsești. Ai încălzire, ai exact tot ce trebuie. Da, n-am navigație, dar nici nu-mi trebuie, știi cum e. Da, genul ăsta de mașini e puțin mai ciudat. Să ai navigație și alte chestii. Exact. Ce-mi place la inginerii japonezi care au montat eleronul ăsta pe spate, este tu practic în oglinda retrovizoare vezi exact pe sub el. Vezi exact pe sub el, da. Da, nu te incomodează cu absolut nimic. Nimic. La unele mașini să știi că nu sunt create chiar așa. Da. Au un lunetă, dacă poți să o numești lunetă, care este cam atât. Da. Nu poți să o numești lunetă pe aia. E un mic geam. Asta n-ai treabă, e perfect. Nu, chiar niciun stres. Vezi tot. Exact. Ce e iar foarte important la ele față de o mașină, de celelalte mașini care apar acum, voi care vin noi din urmă, că ei au păstrat încă 4 uși. 4 uși, da. Încă poți să spui că stai în spate, că la alte mașini statul în spate e doar așa teoretic. Da. Nu poți să încarci în spate. De exemplu, hai să dăm un exemplu de mașină japoneză, la GTR, de exemplu. Să stai în spate, nu prea zici că stai în spate. Da. Poate un copil doar să stai în spate. Exact. Da. Și mașina asta, știi cum e? De asta întreb dacă ai prins iarna cu ea. E... N-are moarte pe zăpadă. N-are, nu. Chiar iese după
peste tot. Adică oriunde, unde, absolut, unde te bagi, oriunde, iese. Da, da, da. Chiar dacă o accelerezi mai mult, e, are un diferențial foarte, foarte tare, crea de japonezi. Da, are un diferențial. Știi că era un film celebru cu mașina asta pe internet, în care scotea un Subaru exact ăsta, scotea un tir din zăpadă. Da, da, da. Nu știu dacă știi filmul de a, care am văzut o grămadă de film. Da, aia a fost cea mai tare. Da, cel mai tare. Bun, spune puțin, ai montat și un blow-off și așa ai cumpărat mașina? Nu, blow-off-ul l-am montat eu. Da? Avea și înainte, dar nu se auzea foarte tare. Se auzea tare, da. Se auzea, dar nu, nu... Și îmi place ideea de blow-off, adică așa am crescut Colin McRae, știi cum e? Da, la raliuri, da, și când auzeai când blow-off-ul exact. Și era, na, asta, păi el a făcut, asta e tot farmecul, da, exact. Mașina asta. De când eram mic aveam, țin minte, o jucărioară așa, Subaru Impreza Colin McRae. Și aia a fost. Oricum se aude demențial. Da, și turele țin până la 7000 și... Șoare de cap. Ai vreodată permis să luat cu mașina asta? Poate? Ai avut vreodată permis să luat cu mașina asta? Nu, dar toți polițai se leagă de mine, dar nu știu de ce. Vai de cap. Evacuare, ba de... nu știu. Adevărul că și mașina trage o grămadă de priviri. Da, asta cam așa stradă, e, da. Nu prea vezi fiecare zi o mașină cu aleron. Mi s-a întâmplat de multe ori să mă oprească poliția doar să mă întrebe cum e mașina, cum se, se uite la ea, nu? Se uite la ea. Culoarea iar atrage. Da. E un albastru așa mat. Mat, da. Dar să te-am întrebat dacă este colan sau vopsea. Nu, nu, e vopsit, e vopsit la Brașov. Niște băieți foarte, foarte pricepuți. În rest, tu cum e cu mașina? Ești mulțumit de ea? Sunt foarte mulțumit, da. Poți să ne spui care sunt punctele slabe, ca să spun așa? Slabe? E puțin rigidă, puțin mai mult rigidă, dar te obișnuiești. Adică pentru oraș nu e foarte confortabil. Mai ales ce străzi avem noi. Dar la drum lung se lipește de șosea, adică nu, nu. Atacă n-are pilot automat, poate că mi-ar fi plăcut să aibă. Da, la aici vorbim de mașină sport. Corect, da. Mai greu. La drum lung, adică e obositor un pic. Să zic, dacă faci mai mult de 500 de kilometri, 700, cam îți amorțește piciorul cu accelerație și ambreiaj, dar e ok. Adică, da, dar ca și gălăgie, asupra așa sunet înăuntru, nu e obositoare absolut deloc. Nu, nu e, nu e. Mașini care transmit în habitacul, da, sunete și ce, 500 km sunt mulți, 100 km cred că deja tot. Da, 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 da. Asta chiar nu... Nu, e ok, sunetul e ok, adică... Și dacă nu turezi mai mult de 2-3 mii de ture, nu, nu, nu. Scaunul ăsta te stai în el, zici că te cuprinde cineva așa în brațe. Te îmbrățișează, da. Da. Vreau să mă uit în spate, da, exact ce am spus, în spate n-ai treabă. Da, e loc, adică stai 3 persoane lejer, acum depinde cât de mari sunt. Asta e o mașină care poți să o folosești, după părerea mea, cred că daily, zi de zi. Eu o folosesc daily, cât sunt acasă. Are și portbagaj. Și portbagajul e foarte mare. Concedii. Chiar am fost nu depinzi de timp, dar o timp, exact. De vreme. Da. Unele mașini poți să pleci pe zăpadă, pe ploaie sau pe alte chestii, nu știu. Asta este perfectă. Cel puțin acum când urmează să vină iarna. Exact. Ai cu ce să te distrezi. Da, 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 ceva de genul. Bun, acum întrebarea pe care noi de obicei nu o punem, dar o pun toți pe internet. Cât consumă? Cât consumă? Nu știu, sincer să fiu, când sunt acasă fac un full la 2 zile. Asta ce înseamnă? Rezervor? Asta de 43 de litri, 45. Nu e mare, nu e mititel. Dar, adică, depinde cum mergi. Corect. Dacă în medie, cred că am undeva la 15, nu? Cam așa, 15, da. Cam așa. Deși la drum lung am făcut un plin și am ajuns la Brașov și am mai și rămas. Cât sunt până la Brașov? 400 și ceva. 400 km, da. 400 adică e ok, dacă mergi lejer cu ea, nu... E foarte bine asta. E ok. La 40 de litri, rezervorul, cu spui tu. Exact. Mie niciodată m-a interesat consumul. Da. Foai de cap. E ciudat să stai în dreapta, sincer. Nu ești primul care spune. N-am lăsat pe nimeni să conducă și e ciudat, deci... acum, parcă toate mine să frânesc piciorul. Da? Da, da. Știu că e ciudat, dar că nu ești primul care ne spune asta. Băi, deci e o mașină extraordinară asta. Nu vinzi? Ba, am avut-o la vânzare o lună de zile. Așa. Până acum o săptămână și am avut ceva oferte. Nu m-am deci dacă vrei să cumpărați mașina, trebuie să luăm legătura da, cu, da, da. Cu Ionuț. Luați legătura cu mine și facem un preț. Ok. Și mașina este excepțională. Eu locul tău n-aș vinde niciodată mașina asta, probabil. Mă mai gândesc, de asta am și scos-o. Mă gândesc să-mi iau a doua mașină și să renunț la ideea vinde-o și să... Deci asta și cu Lancer-ul, care am mai spus și în clipul cu Lancer-ul, sunt două dintre mașinile mele preferate. Da. Chiar e o mașină extraordinară, Subaru Impreza VRX. Ce e drept, n-am mers cu Lancer, dar... Și exact modelul ăsta, modelul acesta nou care l-au scos ei, sau penultimul, acela hatchback, da, nu. Nu-mi place absolut deloc. Mi se pare că i-au tăiat total din formă. Da, păi modelul ăsta e consacrat, exact, rally în da, tot. Da.
Mulțumim frumos încă o dată, Ionut. Mulțumesc și eu. Până data viitoare, vă spunem la revedere.